Bună, prieteni! Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care o să decorăm luna martie în bullet journal. Primăvara deja a început, așa că sper că toți aveți o dispoziție bună. Nu uitați să dați un like și noi începem. Fac prima pagină pe care o să o decorez așa creativ. Am pus un fel de foaie de craft pe care o să scriu un citat și o decorez cu niște washi tape-uri. Scrieți în comentarii dacă voi deja ați decorat paginile voastre din bullet journal și de dorit chiar să-mi trimiteți niște poze dacă aveți. Dar minimalist. Acum trecem la pagina alăturată în care o să desenez o cutie cu niște flori care ies din ea. Mult m-am gândit ce aș putea să desenez, însă totuși am rămas la niște floricele cu o idee așa mai creativă. Ideea este foarte drăguță, însă eu puțin am desenat florile astea de parcă sunt în clasa 1, însă nu este nimic, le colorez și o să îndreptăm situația, de departe se vede foarte drăguț și de fapt așa și este. Nu am avut prea mult timp ca să desenez foarte, foarte frumos, însă este drăguț. Am scris și marci, după cum vedeți, și cutia așa am făcut-o cu niște umbre. Cam așa s-au primit aceste două pagini, mie îmi plac foarte mult, sunt foarte drăguțe, iar acum trecem la următoarele pagini. Pe o parte a paginii o să fac un mic calendar, este primul așa mic calendar pe care îl fac în bullet journal, de obicei fac pe două pagini, însă am hotărât să fac unul mic, mai jos o scriu niște goals-uri și notițe. Cam așa, vedeți totul, desenez acum calendarul, nu știu ce o să scriu în el, însă o să mă orientez după zilele care sunt. Mai jos însă o să am eu spațiu ca să-mi scriu notițele și scopurile pe care mi le-am pus pentru această lună. Am făcut scrisurile mai 3D și acum trecem să decorăm puțin pagina. Pe pagina alăturată am hotărât să fac ceva mai neobișnuit și anume highlights, ceea ce înseamnă că în fiecare zi o să scriu câte o propoziție legată de ziua care mi s-a întâmplat mie și ce mi s-a întâmplat. Scriu numere de la 1 până la 30, însă nu pe toate, pentru că uneori, în unele zile, poate o să vreau să scriu mai mult decât un rând, poate două rânduri, trei rânduri, de-aia văd cum deja o să mi se primească. Un exemplu de propoziție ar fi: azi am ieșit afară, este o zi minunată, eu mă simt superb. Ceva de genul, adică, sau nu știu, azi am fost la cumpărături, m-am simțit minunat. Deci, ceva simplu, ca și cum ar fi fraze așa din rutina voastră zilnică. De fapt, ăsta este un bun life hack și plus, este interesant așa să ai toate 30 zile în față și să citești ce ți s-a întâmplat, ceva rău, bine, deci, da, mi se pare o idee foarte minunată. Iar jos am decorat cu două washi tape-uri și un mic desen așa fac eu, foarte drăguț.
gata și cu aceste două pagini, acum trecem la următoarea, care va fi ultima pentru ziua de astăzi. Și este un weekly spread. Deci, mai întâi am scris zilele săptămânii, așa cum au venit de pe întâi și până când o să continue ele. Deci, am scris zilele săptămânii și așa într-un romb, însă și cifra. După care, în mijloc, o să scriu marți și la fel desenez renumitele mele floricele. Îmi place să fie scrisul așa un pic mai îngroșat, de aia mereu le fac așa niște contururi, după care o să desenez înăuntru. Prieteni, eu deja am terminat cu toate paginile, acesta este rezultatul, eu sper că vouă v-a plăcut, dacă da, nu uitați să dați un like, iar noi ne vedem în alt videoclip. Pa!